Credincioșii primei parohii ortodoxe românești, înființate în Scandinavia în anul 1971, au avut astăzi parte de vizita preasfințitului Părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord. Ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie în Biserica Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din Stockholm. În ziua prăznuirii Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, preasfințitul Părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord, a oficiat Sfânta Liturghie în Biserica Parohială din Stockholm. Adevărata biruință este cea a cuceririi împărăției cerurilor, le-a spus ierarhul credincioșilor în cuvântul de învățătură. Acesta este Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, un tânăr militar, iubitor de Hristos și de aproapele, capabil și curajos, care s-a ridicat din războiul pământesc la războiul duhovnicesc, în loc de armele ucigătoare, folosind armele Duhului. Și aceasta ne învață, scump frate și scumpă soră, Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, că adevărata biruință nu este cea a forței militare și a puterii lumești, ci este cea a cuceririi împărăției cerurilor. Sfântul Mare Mucenic Gheorghe a cucerit raiul. Asta și-a dorit, asta își dorește și pentru noi, urmașii săi, în Biserica lui Hristos, ca să cucerim împărăția cerurilor. Din soborul de preoți slujitori a făcut parte și părintele Răzvan Ionescu de la Biserica Sfânta Parascheva din Paris, nepotul părintelui Alexandru Ciurea, cel care a înființat prima parohie din Scandinavia. Prin pronia lui Dumnezeu, îndrăznesc să spun, și nu numai prin alegeri omenești, în care efectiv mă aflu la cam 53 de ani și o săptămână după ce s-a înființat această parohie, pe urme celui care mi-a fost unchi drag, fratele bunicii mele și despre care vă voi spune mai multe, dar un singur lucru e important, i-am simțit afecțiunea, căldura, delicatețea și mă bucur așa întru Domnul și cred că se bucură și el acolo unde este, pentru că, iată, anii nu-i despart pe oameni, ci îi pot ține împreună, așa, prin dragostea lui Hristos. În cadrul parohiei funcționează și o școală în care elevii desfășoară împreună cu părinții diverse activități educative. În cadrul școlii parohiale, începând cu Duminica Ortodoxiei, ne-am împărțit în două grupe. Copiii mai mari au ales să picteze icoana pe sticlă, iar pentru grupa mică am ales să pictăm o icoană predesenată, în care ei doar să vină cu nuanțele de culoare. Copiii au învățat în timpul acestor activități ce este o icoană ortodoxă, bizantină, și cu ocazia aceasta fiecare își va avea icoana lui proprie în camera lui. La finalul slujbei, credincioșii au primit daruri din partea ierarhului.